Opt tineri din centrul de plasament numărul 5 din Râmnicu-Vâlcea au încercat astăzi să stea din nou de vorbă cu președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Câlea, în ceea ce privește rezolvarea situației grele prin care trec aceștia. Numai că în loc de dialog, aceștia s-au ales cu altceva, amenințări. Am venit aici, la Consiliul Județean, la domnul președinte Ion Câlea, să protestăm că de 6 luni, 7 luni, ne tot minte că ne rezolvă problemele. Noi de 6 luni, și colegii sunt în spatele meu, nu ne-au dat alocațiile, echipament, mâncarea este transportată din cantina instituției în altă instituție, nu sunt acoperite oarele și în momentul în care mai și scuipă. Una peste alta, împreună cu domnul Badea și cu ceilalți conducerea direcției și conducerea CJ-ului, ne-au amenințat verbal și scris că ne vor da afară dacă mai venim să protestăm în fața Consiliului Județean. Și domnul președinte, aseară când l-am sunat, mi-a spus că să nu viu cu VTB-ul și mai ales cu domnul Lucian, că nu o să ne rezolve. Una peste alta am venit săptămâna trecută, cum v-am spus și la telefon și unde am întâlnit, m-a amenințat un șofer pe nume Tavi și nu mai știu cum. Bănuiesc că o să știți că dacă mai vin Consiliul Județean, mă bate, dă mă rupe, îmi tăie picioarele și îmi rupe mâinile. Uitați, acești oameni mai sunt de venit, dacă o să mai vină bine, dacă nu, nu. Suntem 20 ceva de inși care nu suntem rezolvați de 6 luni de zile. Toată vara ne-a mințit că ne rezolvă. Domnul președinte ne minte, într-una ne ține pe aici. Lunea venit aceea, am stat 5 ore, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Acum l-am stat pe domnul președinte pe mobil. Ăla mi-a răspuns secretarul dumnealui. M-a mințit că nu este aici, acum văd și mașina și șoferii dumnealui. Am fost informat că dumnealui este aici, dar dânsii nu se dă bine că sunt pus să mintă. Dar am făcut un apel și la București, la domnul președinte Ponta, la domnul Dragnea și la domnul președinte Joana, înainte până să fie scandalul ăsta, deși îmi pare rău. Și mi-au confirmat dânsii că îl vor suna pe domnul președinte Câlea să ne rezolve problema asta. Deci domnul președinte și Ponta și Dragnea ne-a mințit de ne-a rupt, până simțite, inclusiv că domnul președinte și domnul director. Câți copii sunteți? Suntem 20. Nu mai sunteți copii deja, da? Băieți, indiferent, trebuie să ne luăm drepturile, domnule, n-am mai primit alocații, n-am mai primit echipamente, n-am mai primit bocanci, n-am mai primit pijamale, n-am mai primit data. Voi unde locuiți? La centrul de plasament numărul 5 și mai este un centru care, noi o să venim, centrul de plasament numărul 4.